în căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vreau să vă vorbesc despre rolul abstracției științifice și caracterul ei materialist-dialectic. Așa cum v-am tot spus, cea mai importantă metodă științifică de a înțelege lucrurile și logică este inducția și deducția logică. După care, în interiorul sistemului, așa cum am vorbit și ieri, este acea analiză și diferite sinteze a acelor analize, ca să putem analiza și în interiorul sistemului sau intersisteme diferite lucruri. Bun, acum vreau să ajungem și înspre o așa zisă abstracție științifică. Abstracția asta științifică e un pic în afara logicii formale, care am tot spus-o noi cu inducție, deducție, analize, sinteze prin interiorul la sistemul ăsta inductiv-deductiv, da? Și are și un caracter care îi spune materialist-dialectic. Deci, până la urmă, va trebui să ajungem chiar și în cartea de materialism-dialectic, care este o filozofie mai abstractă, chiar a acestor logici inductiv-deductive, analize, sinteze, e o abstractizare a unor lucruri care nu le cunoaștem suficient de bine și se filozofează. Ăsta e rolul filozofiei marxiste, ziceau unii, sau materialist-dialectice. No, și să vedem ce înseamnă abstracția științifică. Este legată de analiza și sinteza și inducția și deducția logică, de unde vă citesc în carte, da, aici, din cartea de socialism din 1980, că din cărțile capitaliste nu ai ce să citești, că este un amalgam de lucruri neadevărate, înțelese la ghiveci, și trebuie, dacă vrei să le înțelegi științific, trebuie să le dai o rânduire, o ordonare. Și ordonarea logică e de multe feluri, până cea mai complexă e ordonarea asta inductiv-deductivă. No. Și să citim în carte ce înseamnă abstracția științifică. Rolul abstracției științifice și caracterul ei materialist-dialectic. Sarcina economiei politice. Vorbim de economie acum, dar abstracția științifică ține de tot. Da? Toate științele de pe pământ, despre orice. Dar noi vorbim acum de economie. Când vom vorbi de alte lucruri, de tehnologie, de științele naturii, de fizică, de chimie, vom folosi abstracția științifică în domeniile alea. Bun. Sarcina economiei politice constă în a trece dincolo de suprafața și diversitatea formelor de manifestare a fenomenelor economice, de a dezvălui ceea ce este trainic, stabil și stabil în fenomene, esența și legăturile lor, mișcarea lor internă și așa mai departe. Pentru aceasta însă, economistul, că acum ne ocupăm de economie, nu se poate folosi ca, de pildă, cercetătorii pe tărâmul chimiei sau fizicii de mijloace de laborator. El este nevoit să apeleze la forța abstracției științifice. Abstracția științifică reprezintă eliminarea, înlăturarea în procesul studierii fenomenelor sau proceselor economice a ceea ce este secundar, neesențial, accidental și separarea însoțită de generalizarea mentală, deci e abstractizare mentală în primul rând, experimentul și observația ține de practic, da? Aici o chestie teoretică, a celor mai esențiale trăsături proprii masei de fenomene studiate. Abstracția reprezintă reflectarea în conștiința omului a relațiilor economice reale, fapt în care și constă
caracterul materialist al abstracției. Abstracțiile științifice, care exprimă o latură sau alta a relațiilor de producție, se numesc categorii economice. Știți că aproape fiecare capitol care l-am citit din cartea asta e cam o categorie economică. Categoriile economice constituie, așadar, expresia teoretică a relațiilor de producție. Astfel de categorii în societatea capitalistă sunt, de pildă, marfa, valoarea, banii, salariul ca valoare, respectiv preț al forței de muncă, capitalul, profitul, etc. Ca și relațiile economice pe care le exprimă, categoriile economice au un caracter istoric. Fiecare sistem economic are propriul său sistem de categorii economice, care evoluează odată cu acesta. Abstracția științifică are un caracter dialectic. Deci trebuie să citim cartea de materialism dialectic. Da? Metoda dialectică privește diferitele laturi ale relațiilor de producție, exprimate în categoriile economice, nu ca independente unele de altele, ci în legătura, în conexiunea lor internă. De aceea, în cercetarea și expunerea categoriilor economice, trebuie să ne conducem după legătura lor internă. Aceasta înseamnă totodată că a. studierea categoriilor economice trebuie făcută ținând seama de apariția, dezvoltarea, pieirea, succesiunea lor. B. Dezvoltarea se face de la simplu la complex, de la inferior la superior. C. Forța motrice a dezvoltării, care provoacă trecerea de la inferior la superior, o constituie lupta contrariilor, contradicțiile interne ale fenomenelor. Știți, lucrurile duale, așa cum v-am arătat, da? Plus, minus, bărbat, femeie, dualismul naturii, da? Lupta contrariilor. Da? No, e foarte important punctul A, B și C. Va fi important și în softul meu care o să-l fac. Abstracția asta științifică nu va intra în soft, acolo unde va fi problema de abstracție științifică, în locul ăla crește softul, acolo se dezvoltă, acolo se fac noi legături cu marea structură logică, da? Pe inducție și deducție logică, pe analiză și sinteze, se adună acolo și probleme de abstracție științifice care sunt cât se poate de valide și adevărate. Nu poate intra orice fel de abstracție care nu are temei științific. Bun. Deci cam asta e vorba cu abstracție. Problematică teoretică a oricărei științe de pe pământ, inclusiv științele economice, din ce am citit aici. Să ne uităm acum și într-un dicționar. Am cumpărat un dicționar de economie politică, așa îi spune, în care să citim ce înseamnă materialismul ăsta. Și zice așa, numai un pic, materialism. Înainte, materialism, vreau să vorbesc de dialectică prima. Materialism e orientare filozofică dezvoltată în istoria filozofiei în opoziție cu idealismul. La problema fundamentală a filozofiei, problema raportului dintre materie și gândire, răspunsul materialist este afirmarea rolului primordial al materiei, recunoașterea materialității lumii și a unității ei materiale. Spiritul, conștiința, constituie un factor secund, derivat. Recunoscând
primordialitatea materiei, materialismul admite și posibilitatea cunoașterii lumii materiale. Materialismul este confirmat și validat de datele științelor naturii și sociale, iar progresul cunoașterii științifice a lumii înseamnă în același timp o îmbogățire și o dezvoltare a orientării materialiste. Eu am o mică chestie aici. Lumea e duală, e materie, energie. În fine, dacă se merge mult pe materialism, hai să vedem ce mai zice. Științele contemporane ale naturii au adus puternice argumente și dovezi în sprijinul materialismului. Explicări materialiste ale lumii au fost date în filozofia Chinei, Indiei și Greciei antice, bazate pe observarea nemijlocită a naturii. Orientarea materialistă a fost continuată și dezvoltată de filozofi ca Francis Bacon, Thomas Hobbes, Jules Locke, Spinoza, de materialismul francez al secolului XVIII. În secolul al XIX-lea, materialismul a fost dezvoltat de Feuerbach. Limitele materialismului premarxist, de dinainte de Marx, sunt caracterul mecanicist, caracterul metafizic și faptul că nu era extins asupra vieții sociale. Karl Marx a relevat că o lipsă principală a materialismului de până atunci o constituia caracterul lui complet contemplativ, ignorarea rolului activității practice de transformare a naturii și societății. Omul însuși era redus la o esență umană, eternă, atemporală, ca abstracție inerentă a individului izolat. Forma superioară de plin științifică a materialismului o constituie materialismul dialectic și istoric. Ce înseamnă materialism dialectic și istoric? Concepția filozofică a marxismului, făurită de Karl Marx și Friedrich Engels, și continuată și dezvoltată de alții. Bun, asta e concepția. Apariția filozofiei marxiste a corespuns unor necesități istorice, impuse de dezvoltarea societății și a istoriei umane, de ascuțirea contradicțiilor orânduirii capitaliste și afirmarea proletariatului ca o clasă revoluționară, care avea misiunea istorică să conducă masele la înfăptuirea revoluției socialiste. Elaborarea materialismului dialectic și istoric, constituit în însăși existențialitatea sa, pe baza principiului unității dintre teorie și practică, a oferit proletariatului călăuza teoretică a acțiunii sale revoluționare. După cum filozofia își găsește armele ei materiale în proletariat, tot astfel își găsește și proletariatul armele lui spirituale în filozofie, zicea Marx. Concepția despre lume, societate și om a proletariatului este o concepție consecvent științifică, bazată pe practică și validată de experiența istorică, de datele și teoriile științelor naturii și științelor sociale. Din apariția sa a marcat o revoluție în știință, dând o puternică replică tuturor concepțiilor idealiste, mistice, contemplative și valorificând ceea ce este prețios pe linia gândirii materialiste, dialectice,
raționaliste și umaniste de până atunci. Materialismul dialectic și istoric a adus înnoiri revoluționare atât prin concepția sa despre lume, cât și prin sistemul de criterii valorice ale acțiunii umane și atitudinea față de realitate, întemeiată pe cunoaștere și pe promovarea idealurilor comunismului. Automatizării complete. Materialismul dialectic și istoric realizează o oglindire veridică a lumii naturale și sociale în materialitatea ei, surprinzând-o în continua ei mișcare, transformare, cu o procesualitate guvernată de legile obiective ale dezvoltării, în virtutea contradicțiilor interne, a trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative, a evoluției progresive de la inferior spre superior. Această imagine despre lume, confirmată temeinic de știință și practică, se opune atât concepțiilor idealiste, care puneau la baza lumii factori de ordin subiectiv, spiritual, mistic, cât și concepțiilor metafizice, care fărâmițau și izolau fenomenele, anulând lumii o trăsătură esențială a ei, devenirea. Teoriile contemporane din științele naturii, teoria relativității, teoria fizicii cuantice, au confirmat strălucit tezele materialismului dialectic și istoric despre infinitatea lumii materiale, despre inepuizabilitatea și unitatea ei materială, despre mișcare ca automișcare și despre legătura dintre materie și mișcare. Da, mișcarea poți să o gândești ca energie, nu? Bun. În cadrul materialismului dialectic și istoric, materialismul istoric reprezintă teoria marxistă despre legile generale ale dezvoltării societății, istoriei și omului, înțelegerea materialistă a vieții sociale, descoperirea legilor obiective ale evoluției societății umane, a constituit o contribuție de însemnătate revoluționară a operei lui Marx și Engels. Prin ea se depășea o limită esențială a materialismului premarxist, care nu era extins asupra vieții sociale. Clasicii marxismului s-au detașat și au criticat maniera abstract-speculativă a filozofiei idealiste germane, care punea în locul omului conceptul abstract de om și au pornit de la premisa existenței indivizilor reali vii, care desfășoară o activitate practică, productivă, creându-și în acest proces existența lor socială, ansamblul de interacțiuni care alcătuiește societatea. Raportul dintre existență și conștiință, pus de problema fundamentală a filozofiei, capătă în domeniul social uman forma specifică a raportului dintre existența socială și conștiința socială. Marx arăta că nu conștiința oamenilor le determină existența, ci, dimpotrivă, existența lor socială le determină conștiința, punând în centrul existenței sociale activitatea practică, productivă. Materialismul istoric arată că în acest proces se constituie relațiile materiale de producție obiective, care determină întreaga viață socială și reprezintă structura economică.
baza reală pe care se înalță suprastructura. Ideile, năzuințele, scopurile și proiectele umane prin care gânditorii premarxiști, dinainte de Marx, explicau viața socială, au ele însele o determinare obiectivă, social-istorică. Sunt mobiluri ideale, litere mici și mai greu de citit, ale unor clase sociale cu interese materiale distincte, determinate de situația acestor clase în structura relațiilor de producție. Accentuând asupra determinării materiale, social-istorice, a fenomenelor spirituale, materialismul istoric subliniază în același timp că această determinare se desfășoară prin medieri complexe, se realizează în ultimă instanță și nu exclude, ci presupune în mod dialectic rolul activ, dinamic al suprastructurii, capacitatea ei de a influența asupra bazei economice, iar prin intermediul acesteia, forțele de producție. Materialismul istoric a elaborat categoria de formațiune socială și a conceput istoria umană ca proces istoric natural de succesiune legică a formațiunilor sociale, determinată de dialectica internă a modurilor de producție. Înfăptuirea legităților sociale de trecere de la o formațiune socială la alta se realizează prin activitatea maselor, a claselor, a personalităților. Materialismul istoric arată că împlinirea necesității istorice se face prin acțiunea oamenilor care sunt făuritorii activi a istoriei. Astfel, materialismul istoric a produs o înnoire fundamentală în înțelegerea omului, realizând forma cea mai înaltă de umanism din istoria filozofiei, umanismul marxist, umanismul de proprietate publică. În locul umanismului, abstract, egalitarism, pot să-mi zic, contemplativ, lipsit de eficiență, practic al gânditorilor premarxiști, materialismul istoric, cercetând condițiile vieții materiale ale activității practice, a dezvăluit căile autenticei emancipări umane prin revoluția socialistă, prin transformarea revoluționară a societății, prin instaurarea orânduirii socialiste care oferă omului cadrul adevăratei împliniri a potențialităților sale, posibilitatea afirmării sale creatoare, a realizării multidimensionale a personalității umane. În problema statului, omului în societate și istorie, materialismul istoric se înfruntă critic cu diferitele teorii sociale, contemporane, apusene, care își propun să analizeze omul în societatea și civilizația modernă. Receptiv la acele idei care se înscriu pe linia raționalismului și umanismului, materialismul istoric critică inconsistența concepțiilor unor teoreticieni, ținând de curentul structuralist, care cantonează și imobilizează omul în orizontul unor paradigme și structuri imuabile, sau soluțiile ineficiente și nebuloase ale unor gânditori existențialiști, care discută în mod abstract despre opțiune și alegere umană, ignorând condițiile concrete, istorice, ale realizării acestei opțiuni. Umanismul marxist, revoluționar și concret, practic,
își află actualizarea nemijlocită în procesul construirii societății socialiste publice. Tot ce am citit luna trecută, da? În țara voastră, PCR, călăuzindu-se după principiile filozofiei marxiste, creatoare în elaborarea politicii sale, a statuat condițiile deplinei afirmări a puterii creatoare a omului. A pus ca obiectiv esențial a construcției comuniste făurirea omului multilateral dezvoltat, scop și valoare supremă a societății voastre. Materialismul dialectic și istoric este un sistem filozofic deschis care se dezvoltă și se îmbogățește odată cu progresul societății umane. Al praxisului social-istoric, al cunoașterii științifice, manifestând un spirit viu și creator, receptivitate și deschidere față de tot ceea ce este noire și progres, îndeplinirea misiunii sale istorice de conducător al operei de edificare al socialismului. PCR-ul se călăuzește neabătut după materialismul dialectic și istoric, pe care zice programul PCR supus aprobării Congresului, la la la. Așa. Ce înseamnă materialism economic? Concepție socială care privește în mod unilateral și simplist determinismul vieții sociale. Rolul factorului economic în dezvoltarea istoriei și societății, ignorând complexitatea vieții sociale, neglijând și estompând independența relativă a conștiinței sociale, influența activă pe care elementele suprastructurii o exercită asupra dezvoltării istorico-sociale. Materialismul economic, caracterizat printr-o viziune metafizică și reducționistă asupra procesului social, îngustează explicarea vieții sociale la sfera tehnicii și a elementelor strict economice, făcând din desfășurarea istorică un rezultat mecanic și pasiv al acțiunii acestor factori. Materialismul economic a apărut ca orientare sociologică spre sfârșitul secolului XIX în unele țări ale Europei apusene, ca o încercare de a deforma și vulgariza materialismul istoric, de a-i denatura sensul revoluționar în spiritul liberalismului burghez. Ecouri ale acestei tendințe vulgarizatoare, reducționiste, se regăsesc în unele variante ale curentului tehnocratic contemporan, care absolutizează elementul tehnicii și încearcă să pună în analogie, în comparație, prin intermediul lui, sisteme social-politice, esențial diferite, cum sunt sistemul capitalist și sistemul socialist. Eu sunt un pic de acord cu tehnicismul, cu societatea tehnică. În fine. Bun. Și să ajungem acum ce înseamnă dialectică. Da. Zice așa. Teorie generală a principiilor devenirii naturii, societății și gândirii. Teoretic, teorie și metodă de cunoaștere a existenței care surprinde pe plan logic, conceptual, esența procesuală și dinamică realității obiective. Ca viziune despre realitate și metodă de cunoaștere a ei, dialectica se află integrată organic în esențialitatea gândirii
marxiste, zic ei, egalitariste, a materialismului dialectic și istoric, care oferă imaginea unei lumi înțeleasă atât în materialitatea ei, cât și în necontenita ei transformare. Meritul înțelegerii devenirii fenomenelor în orizontul materialității lor, al elaborării creatoare a materialismului în spiritul metodei dialectice, revine lui Karl Marx și Friedrich Engels, elaborând și utilizând în mod științific metoda dialecticii, ei au valorificat unele intuiții și contribuții existente în istoria filozofiei, pe linia gândirii dialectice. Ceva ce vă fac și eu, da? Cu structurile astea piramidale, cu generale, particulare, da? Da, e și un pic de logica naturii, e și un pic de abstractizare în toată dialectica asta. Da, neapărat după ce faci structura logică și ce nu există, faci abstracții, faci experimente practice, observații, până ți faci mai clară ideea, da? Etapele și momentele mai importante ale evoluției metodei dialectice în istoria gândirii filozofice sunt, în antichitate, intuițiile dialectice, vag dezvoltate de primii materialiști greci, elementele dialectice ale gândirii lui Heraclit, unele conexiuni dialectice dezvăluie în studiul existenței și logicii de Aristotel, în filozofia clasică germană, pe fondul orientării idealiste, a fost făcută să progreseze metoda de gândire dialectică, dar ca o dialectică a spiritului, a ideilor. Semnificativă în acest sens este filozofia lui Hegel, care reprezintă un sistem al autodezvoltării spiritului absolut, al devenirii și trecerilor care se petrec în lumea categoriilor spiritului. Marx a apreciat însemnătatea dialecticii hegeliene, al cărei sâmbure rațional trebuia valorificat prin critica și delimitarea față de sistemul filozofic idealist, în care ea se afla integrată la Hegel. Creatori ai dialecticii materialiste, ca teorie și metodă bazată pe generalizarea practicii sociale și a cuceririlor științelor particulare, au fost Marx și Engels, a căror contribuție în acest sens constituie o parte integrantă a revoluției pe care au săvârșit-o în filozofie. Dialectica materialistă oglindește conexiunile și corelațiile complexe ale realității obiective, formele de întrepătrundere și interacțiune a fenomenelor lumii naturale și sociale, legile evoluției ale devenirii infinite ale acestei lumi. Ea privește mișcarea ca automișcare, ca proces de autodezvoltare, în virtutea înfruntării dintre laturile contrarii ale obiectului. Legile esențiale ale dialecticii, legi universale atât ale realității obiective, cât și ale reflectării ei pe planul conștiinței, sunt legea unității și luptei contrarilor, legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative și legea negării negației. Aceste legi
însă nu epuizează bogăția dialecticii materialiste, care își găsește expresia în sistemul tuturor categoriilor corelative, esență fenomen, general particular, necesitate întâmplare, conținut formă, etc., care exprimă interconexiunile dialecticii bogate și multiple ale realității în automișcarea ei. În istoria filozofiei, metoda dialecticii s-a dezvoltat în opoziție cu metoda metafizică. Metafizica privește fenomenele în fragmentarea și izolarea lor, estompează corelațiile, accentuează imobilitatea lumii și lasă în umbră izvorul devenirii. Cea de-a doua concepția dialectică este viabilă, oferind cheia explicativă a dezvoltării a tot ceea ce există, a distrugerii vechiului și a apariției noului, oglindind procesualitatea lumii înconjurătoare pe plan logic, gnoseologic. Dialectica reprezintă, așa cum arăta unii și alții, o sumedenie de nuanțe în orice mod de abordare a realității de apropiere de ea. În fine, dialectica materialistă se îmbogățește continuu prin generalizarea descoperirilor științelor naturii, a practicii social-istorice, imprimând filozofiei marxiste, egalitariste, suflul creator, dinamic, vitalitate și perpetuă deschidere spre progres. Deci asta înseamnă dialectică. Da? Am văzut ce înseamnă și dialectica materialistă și am înțeles și cam ce ar fi și abstracția asta științifică. Dom'le, dialectica se ocupă, materialismul dialectic se ocupă și cu multă abstracție științifică. Pe lângă structura aia logică, ce tot spun din cărți și o mai știu și eu, e, din pricina asta, la filozofia asta a logicii ăsteia, s-a născut și cartea asta de materialism dialectic. Este o carte din 1982, în Ministerul Învățământului, Educației și Învățământului. Asta se învăța la școală pe vremuri. E Biblioteca Sindicală, Tractorul din județ aici. Și să vedem ce vrea să spună și materialismul ăsta dialectic. Care treabă cu filozofia la toată logica asta, cea mai avansată logică a lumii și structură și metodă științifică de a fi înțeleasă lumea, e o mică abstractizare prin materialismul ăsta dialectic, să se poată descoperi mai departe lucruri. Așa cum scria în carte, să progreseze și filozofia și logica asta, toată marea structură logică, ce vă tot prezint și eu. Bun, și să vedem ce zice mai departe în materialismul ăsta dialectic. Cuvânt înainte. Este manual, da? Manualul de față este destinat studenților de la facultățile de istorie și filozofie. Structura lui corespunde planului de învățământ existent în aceste facultăți, iar tematica programelor analitice. Autorii celor 11 capitole sunt titulari fie a primei, fie a celei de-a doua părți a cursului de materialism dialectic și istoric de la facultățile menționate. Față de manualul din anul 1973, ăsta e manual din 1982, cel prezent este, în cea mai mare parte, o nouă elaborare. Mai precis, în afară de paragrafele 1 din capitolul 2 și 1, 2, 3, 4 din capitolul 3, toate celelalte capitole și paragrafe au fost rescrise integral. Să vedem mai departe
ce zice? Îmbunătățirile aduse acestui manual față de cel precedent reflectă înainte de toate progresele realizate atât în țara voastră cât și în străinătate, de gândirea filozofică și experiența sporită în domeniul predării filozofiei. Evident, nu toate cuceririle gândirii filozofice din intervalul de timp scurs și-au găsit locul în capitolele corespunzătoare din carte. În parte din motive obiective, iar în parte din motive care țin de autori, autorii cărții, respectiv de receptivitatea lor, de părerea lor despre ceea ce trebuie sau nu trebuie să fie inclus într-un manual și așa mai departe. Ordinea capitolelor din cartea asta este departe de a fi indiscutabilă, dar oricare altă ordine ar fi fost acceptată, iar nu ar fi fost mai puțin pasibilă de discuție, deoarece, așa cum se știe, categoriile și principiile filozofiei marxiste nu se află în raporturi de succesiune logică univoc determinată, mai toate presupunându-se și susținându-se reciproc. Deci e o chestie piramidală care se susține reciproc. Da? Prin aceasta nu vrem să afirmăm că discuțiile privitoare la structura cursului sau a manualelor de materialism dialectic și istoric ar fi inutile, pe motiv că ea nu ar putea fi perfecționată. Dimpotrivă, considerăm că asemenea discuții sunt utile și necesare și sperăm că ele vor avea loc și de acum înainte. În unele capitole ale manualului există oarecare deosebire în ceea ce privește stilul de gândire sau forma de exprimare a ideilor. Aprecierea însemnătății relative a unor concepte și probleme, precum și a contribuției diferitelor evoluții filozofice sau a realizărilor științifice mai recente, pentru elaborarea unei concepții materialist-dialectice asupra naturii și cunoașterii, fără să fie vorba însă de formularea unor puncte de vedere incompatibile în una și aceeași problemă. Această deosebire nu a putut și nu poate să fie evidențiată în nicio lucrare ale cărei părți sunt elaborate de autori diferiți. Schimbul de păreri dintre autori și munca de coordonare nu pot decât să atenueze această deosebire, dar nu s-o și înlăture. Bun. Deci cam asta era cuvântul înainte. Să începem cu capitolul 1, de la prima parte. Obiectul și funcțiile filozofiei. Deci materialismul dialectic e cea mai avansată filozofie care s-a creat până în ziua de azi, da? Asta vreau să spun. Filozofia este una dintre principalele forme de manifestare ale spiritului omenesc, ale conștiinței umane. Ea a apărut în urmă cu aproximativ 2500 de ani, mai întâi în China și în India, iar mai târziu în Grecia, referitor la meritele filozofilor din Grecia antică. Engels scria: în variatele forme ale filozofiei grecești, găsim în germene, în stare născândă, aproape toate concepțiile de mai târziu asupra lumii. Apariția filozofiei a fost condiționată de separarea muncii intelectuale de munca manuală, productivă, iar aceasta, la rândul ei, de dezvoltarea generală a forțelor de producție, a diviziunii sociale a muncii, de apariția proprietății private și, în sfârșit, de scindarea societății în exploatați și exploatatori. Numai de baza exploatării omului de către om a fost, la început, posibil ca unii membri ai societății, aparținând claselor exploatatoare, stăpânilor de sclavi, să fie exonerați de efectuarea unei munci productive și să-și consacre tot timpul, întreaga lor viață, studiului unei activități pur teoretice. Primii filozofi au fost ei înșiși oameni bogați, ca Tales, teorema lui Tales, Democrit, Platon, fie susținuți de cei bogați, ca Socrate, Diogene și alții. În orice caz, filozofii antici
făceau parte din clasa oamenilor avuți și liberi. Sclavii nu s-au ocupat și nici nu se puteau ocupa de filozofie, adică de cercetarea unor probleme teoretice. Probabil așa o să. În afară de desprinderea muncii intelectuale, de munca fizică, trecerea de la o rânduire gentilică la o rânduire sclavagistă a însemnat și intensificarea activității economice, dezvoltarea meșteșugurilor, a comerțului, a navigației, care au dus la acumularea unui bogat material empiric, a unei mari cantități de fapte și observații cu privire la fenomenele naturii și ale vieții sociale, ce se cereau interpretate și sistematizate, integrate într-o viziune unitară asupra lumii. Ce fac și eu acum, da? Pe de altă parte, bunăstarea materială, viața urbană, etc., au favorizat dezvoltarea spirituală a omului, detașarea lui de nevoile vitale elementare, îndreptarea atenției sale și spre probleme mai înalte. În sfârșit, o rânduire sclavagistă a însemnat de asemenea producerea unor mutații profunde în relațiile interumane față de o rânduire gentilică, apariția contradicțiilor sociale de tot felul, a fenomenelor de înstrăinare, a conflictului dintre valorile tradiționale și cele în curs de constituire, pe de o parte, precum și dintre diferitele tipuri de valori politice, morale, economice, etc. Pe de altă parte, solicitând gândirea umană să reflecteze la problema omului, a destinului său în lume, a sensului existenței sale. Aceasta este așadar adevărata bază a apariției filozofiei și nu cum pretind unii filozofi contemporani, printre care se numără și Carl Jaspers, trezirea conștiinței de sine a omului, descoperirea de către acesta la un moment dat a caracterului singular și precar al existenței sale în lume. Putem admite, desigur, împreună cu Jaspers și cu alții, că odată cu înlăturarea orânduirii sclavagiste s-a produs în istoria omenirii o criză, că a fost inaugurată o perioadă caracterizată prin relații interumane conflictuale, prin factori de înstrăinare și dezumanizare a omului. Cred că zice de F-ul mediu acum. Dar esența acestei crize nu o constituie trezirea conștiinței de sine a omului, printr-o iluminare spontană și bruscă a spiritului său. Înțelegerea tragismului existenței sale ca om în general, ci doar conștientizarea unei situații istorice noi, determinată în ultimă instanță de factori economici. Prima înfățișare sub care ni se prezintă filozoful grec este, după părerea lui Marx, aceea că înțelept, el apare mitologic în cei 7 înțelepți, practic în Socrate și ca ideal la stoici, epicurieni, neoacademicieni și sceptici. Fiecare dintre aceste școli are firește un propriu. Marx îi plasează pe cei 7 înțelepți, deci pe primii filozofi greci, în mitologie, pentru că știrile pe care le avem despre ei sunt puține, nesigure și învăluite în legendă. Până și numele lor diferă de la un autor la altul. La Platon, bună oară, cei 7 înțelepți sunt Tales din Milet, Solon din Atena, Mison
din Chenea, Cleobu din Lindos, Chilon din Sparta, Bias din Pirene și Pitacos din Mitilene. La alți autori apar și alte nume, astfel că, adunându-le pe toate, ies vreo 40 de înțelepți, în loc de 7. De aici nu rezultă că aceștia nu au existat deloc, ci doar că au fost, cum e firesc, mai mulți decât admite legenda. Așadar, primii filozofi s-au numit mai întâi înțelepți. Cine și din ce cauză le-a schimbat numele? După unii, Pitagora, după alții, Socrate a fost primul care s-a considerat pe sine nu înțelept, titlul acesta părându-i se prea pretențios, ci doar iubitor de înțelepciune, adică, în grecește, filozof. Înțelept, așa cum arată Diogenes Laertios, este considerat acela care a ajuns la cel mai înalt grad de perfecțiune sufletească. De aceea, spunea Pitagora, numai zeul poate fi înțelept. Oricine va fi fost cel ce a pus în circulație cuvântul filozof, în scrierile grecești care au ajuns până la noi, acest cuvânt se întâlnește pentru prima dată cu valoare pură de adjectiv la Heraclit, în fragmentul 35, în culegerea Dils Crans. La început, filozofia întruchipa ansamblul preocupărilor teoretice ale omului, totalitatea demersurilor lui cognitive, atât ale celor cu caracter general, cât și a celor cu caracter mai special, atât ale celor care vizau natura, cosmosul, cât și ale celor ce vizau viața socială. Printre problemele ce îl frământau, de exemplu, pe Tales din Milet, se numără și aceea privitoare la începutul și elementul constitutiv al tuturor lucrurilor și aceea privitoare la mărimea soarelui și a lunii sau la cauza revărsărilor periodice ale Nilului. Engels are deci dreptate atunci când afirmă că cei mai vechi filozofi greci au fost și cercetători ai naturii. Trebuie doar să adăugăm că năzuința spre cunoașterea vieții sociale a omului era tot atât de vie la primii filozofi ca și aceea despre cunoașterea naturii. Fără îndoială că, în funcție de împrejurări și de înclinații personale, unii dintre ei manifestau un interes mai mare pentru studiul naturii, iar alții pentru studiul omului. Dar acest interes nu a mers aproape la niciunul până la specializare în sensul strict al cuvântului. Cicero susține că Socrate a coborât filozofia din cer și a adus-o în casele noastre. În realitate, însă, începând chiar cu naturalistul Tales, filozofia era deprinsă să-i viziteze pe oameni în casele lor și să se intereseze de felul lor de viață. Înaintea lui Socrate, Tales a făcut din porunca lui Apollo, cunoaște-te pe tine însuți, propria sa maximă. Așadar, a face filozofie a însemnat la început a te consacra cunoașterii tuturor lucrurilor. Filozofia a apărut ca prima formă de manifestare teoretică a omului, ca subiect al contemplației, opusă omului ca subiect al practicii, orientat spre latura utilitară a lucrurilor. La mulți autori din antichitate și mai târziu întâlnim cuvântul filozofie,
în acest sens general de activitate teoretică, de atitudine pur contemplativă. Herodot, relatând întâlnirea dintre Cresus și Solon, folosește verbul a filozofa, în sensul de a cunoaște. La Platon, în Tetet, întâlnim expresia geometria și alte filozofii, iar Newton își intitulează tratatul de fizică Principiile matematice ale filozofiei naturale. De altfel, în Anglia și astăzi, catedrele de fizică teoretică sunt intitulate Catedre de filozofie a naturii. Dacă inițial filozofia a fost exponentul unic al gândirii teoretice, al științei, cu timpul începe să se producă în sânul ei o anumită diferențiere și specializare, care va duce încetul cu încetul la constituirea și desprinderea de ea a științei propriu-zise. Începutul acestui proces datează chiar din antichitate, fiind legat principal de numele lui Platon și Aristotel. În fapt însă, datorându-se lucrărilor unor oameni de știință ca Euclid, Arhimede și alții. De aici încolo, cu excepția unei stagnări relative în Evul Mediu, acest proces va cunoaște o intensificare și o amplificare continuă până în zilele noastre. Desprinderea științei de filozofie a dat naștere problemei destul de spinoase a raportului dintre aceste două forme de manifestare a spiritului omenesc. Multă vreme, filozofia a fost considerată ca știința științelor. Taxologia e știința științelor. În sensul, e abstractizarea tuturor științelor abstracte. În sensul că ea ar reprezenta cunoașterea teoretică propriu-zisă, având ca mijloc rațiunea pură, iar ca obiect așa zise, le cauze prime, sau principiile eterne și invariabile ale întregii existențe. În timp ce știința reprezintă o cunoaștere mai mult pragmatică, având ca sursă experiența, iar ca obiect așa zisele cauze secunde, adică aparente, superficiale. Acest rol de cenușăreasă, rezervat de filozofia speculativă, științelor particulare, a corespuns etapei în care acestea din urmă se aflau în curs de maturizare și, prin urmare, prezentau multe neajunsuri, atât în ceea ce privește metodele lor, cât și în ceea ce privește rezultatele lor. Când acest proces s-a încheiat, aproximativ în secolul XIX, situația s-a inversat. Numeroși savanți și filozofi au proclamat nu numai emanciparea totală a științei de filozofie, dar chiar opoziția lor absolută și respectiv lipsa de valoare a filozofiei. Printre primii filozofi care în epoca modernă au negat total valoarea de cunoaștere a filozofiei s-au numărat Immanuel Kant și Auguste Comte. După Kant, filozofia, metafizica, nu poate deveni o știință, pentru că obiectul ei nu este accesibil experienței, iar o cunoștință științifică poate rezulta numai din sinteza datelor experienței cu categoriile intelectului, mai precis prin prelucrarea celor dintâi cu ajutorul celor din urmă.
După Comte, filozofia nu este o formă de cunoaștere, cu drept de existență alături de știință, ci o formă de suetă de gândire, cu pretenții științifice nefondate, care caracterizează o etapă depășită din istoria omenirii, așa numită etapă metafizică, situată între etapa mitologică și cea pozitivă sau științifică. Și astăzi există, pe de o parte, oameni de știință care contestă filozofiei orice funcție cognitivă, iar pe de altă parte, filozofi care limitează competența științei și susțin autonomia teoretică absolută a filozofiei. Pentru cei din tâi, filozofia nu are obiect. Deci dacă se ocupă de analiza logică a limbajului științei, renunțând la pretențiile ei de a cunoaște existența absolută, natura profundă a lucrurilor, etc. Pentru ceilalți, dimpotrivă, știința este principal limitată de faptul că ea implică opoziția dintre subiect și obiect, deci că ea este o viziune obiectualistă asupra oricărei realități, chiar dacă aceasta este de altă natură, cum este omul ca ființă spirituală și liberă. Obiectul, afirmă acești filozofi, nu este prototipul oricărei existențe. Realitatea absolută nu poate fi, deci, gândită din perspectiva opoziției subiect-obiect. Ea are un caracter transcendent față de această opoziție și, prin urmare, nu este de competența științei, ci de cea filozofiei. Rezolvarea corectă a problemei raportului dintre știință și filozofie și, totodată, delimitarea celor două forme de cunoaștere a lumii, una de alta, a obiectului uneia de obiectul celeilalte, poate fi obținută, așa cum se va vedea în capitolul următor, numai dintr-o perspectivă materialist-dialectică. Deocamdată ne vom limita doar la sublinierea ideii că nevoia unei concepții unitare despre lume, care s-a numărat și printre premisele apariției filozofiei, nu a dispărut ca urmare a constituirii și dezvoltării științelor particulare. Dimpotrivă, ea a rămas la fel de vie în conștiința oamenilor ca la început, dacă nu cumva a devenit și mai vie. Omenirea nu se va putea lipsi niciodată de o asemenea concepție. Ceea ce deosebește epoca noastră de epocile anterioare este doar faptul că noi, oamenii secolului 20, acum 21, dispunem de o bază științifică fără termen de comparație în secolele anterioare, pentru constituirea unei astfel de concepții. Noi n-am înlăturat necunoscutul, acest lucru fiind imposibil, dar progresele continue, realizate de știință în toate domeniile, ne permit să ne mișcăm cu mai multă siguranță în acest domeniu. Mai precis, să ne strunim din ce în ce mai bine fantezia pentru a nu cădea pradă iluziilor și reprezentărilor aberante. În perspectiva științei moderne, cum se exprimă foarte sugestiv Gaston Bachelard, necunoscutului îi se lasă un vid atât de limpede încât forma cunoașterii este deja prefigurată în el. Necunoscutul este situat față de gândirea științifică, el este aliniat față de ceea ce este deja cunoscut.
Bun. Acum două definiții. În concluzie, la cele arătate mai sus, se poate afirma că filozofia urmărește, înainte de toate, cunoașterea lumii în totalitatea ei, pe baza integrării, cu ajutorul reflecției metodice, într-o imagine unitară despre univers, a tuturor cunoștințelor parțiale oferite de știință și a tuturor datelor oferite de experiența umană în ansamblul ei. Folosind o expresie a lui Marx, putem spune, pentru mai multă conciziune, că filozofia este teoria generală a acestei lumi. O cercetare mai atentă a intenției filozofice ne va convinge că în interesul filozofilor, pentru cunoaștere, pentru adevărul absolut, este mai puțin pur, dar mai puțin exclusiv decât pare la prima vedere, în raport cu marea majoritate a oamenilor angajați direct în lupta pentru organizarea traiului sau, în cazul claselor exploatatoare, în lupta pentru avere și câștig, filozofii reprezintă, e drept, o categorie de oameni care disprețuiesc, mai mult sau mai puțin, bunurile materiale, ce depășesc strictul necesar, punând mai presus de ele cunoașterea adevărului. Probabil. Cicero afirmă că Anaxagora și Democrit și-au părăsit pământul și avuțiile moștenite de la părinți, dedicându-se cu tot sufletul plăcerii acesteia divine de a învăța și de a cerceta. Socrate a refuzat să primească de la Alcibiade un teren pe care să-și construiască o casă, zicând că e ridicol să primești pielea unui bou întreg pentru ca să-ți faci din ea o pereche de sandale. Bun. Tot Socrate, privind o procesiune religioasă, a exclamat, gândindu-se la bogăția și podoabele participanților: câte lucruri care nu-mi trebuiesc! Filozofii din perioada modernă au fost și ei animați de o mare sete de cunoaștere, sacrificându-și adesea bunăstarea, ba chiar și viața, de dragul adevărului. Spinoza, bună oară, a rupt relațiile cu familia sa înstărită și a trăit din veniturile modeste pe care îi le aducea meseria de șlefuitor de lentile optice, numai ca să se poată ocupa nestingherit de cercetările sale filozofice. Aceste exemple, la care s-ar putea adăuga și altele, nu trebuie însă să ne ducă la concluzia greșită că filozofii au considerat filozofia, respectiv cunoașterea, știința, ca un scop în sine absolut. Dimpotrivă, aproape fără excepție, ei au văzut în filozofie instrumentul principal de perfecționare a omului, a vieții sociale. Au existat, desigur, filozofi la care a predominat interesul pur teoretic, care și-au concentrat atenția asupra problemelor ontologice, gnoseologice, etc., ca atare. Un Democrit și un Aristotel în Antichitate, un Descartes și un Kant în perioada modernă, un Bertrand Russell și un Carnap în epoca contemporană, fac parte din această categorie. Marea majoritate a filozofilor s-au ocupat însă de filozofie pentru că a văzut în ea, așa cum s-a menționat mai înainte, un instrument de perfecționare a omului. De fapt, și excepțiile menționate au o valoare
relativă. Descartes, de exemplu, susținea că el vrea să cunoască adevărul despre lume, pentru că se pășea cu siguranță, pentru ca să pășească cu siguranță în viața aceasta. Iar lui Kant îi aparține această impresionantă mărturisire. Eu însumi sunt din fire un cercetător. Eu resimt toată setea de știință și neliniștea lacomă de a înainta în această viață, precum și satisfacția pe care o dă fiecare pas înainte. A fost o vreme când credeam că toate acestea puteau să constituie onoarea umanității și disprețuiam plebea care ignoră totul. Rousseau m-a corectat. Acest avantaj înșelător dispare. Învăț să-i respect pe oameni și m-aș socoti mai nefolositor decât muncitorii simpli dacă nu aș crede că aceste considerații filozofice pot să dea o valoare tuturor celorlalte cu scopul de a stabili dreptul omenirii. După cum se poate observa, Kant nu numai că vede în filozofie o armă în lupta pentru drepturile omenirii, dar o consideră chiar fiind cea mai importantă dintre toate armele de acest fel, deoarece le potențiază. Toți filozofii premarxiști, de dinainte de Marx, au înțeles, într-un asemenea mod, exagerat rolul prometeic, demiurgic al filozofiei. Fiecare filozof țintea, în felul său, la o reformă a societății, care, din punct de vedere obiectiv, putea să aibă un caracter progresist sau reacționar, dar care, în intenția filozofului, ar fi însemnat trecerea la o stare de lucruri ideală, corespunzătoare adevărului și binelui absolut. Spre deosebire de omul de știință care, ca om de știință, nu urmărește decât cunoașterea adevărului și în acest scop trebuie să înnăbușe în el vocea inimii, să se ridice deasupra oricăror porniri subiective, să facă abstracție de aspirații și de idealuri, etc. Filozoful, ca filozof, este preocupat nu numai de promovarea cunoașterii, ci și de instaurarea umanului, de coordonarea valorilor. Savantul vrea să cunoască lumea așa cum este ea. Filozoful însă nu se mulțumește cu realitatea așa cum este ea. El aspiră spre o lume întemeiată pe principii raționale și morale. Fiecare sistem filozofic reprezintă o negație a realității date nemijlocit, în numele unei realități ideale, autentice, corespunzătoare esenței omului, așa cum o înțelege filozoful respectiv. Weltanschauung, concepția despre lume pe care o elaborează un filozof, este, de regulă, într-o formă mai mult sau mai puțin explicită, un program de acțiune în vederea transformării realității. Prima dată citesc și eu de astea, nu știu ce. Diogene, care trăia într-un butoi, se îmbrăca sumar, se hrănea cu legume și căuta cu lumânarea aprinsă ziua, în amiaza mare, un om în piața înțesată de lume, milita în felul acesta pentru un mod de viață mai simplu, mai apropiat, după părerea lui, de natura și de nevoile reale ale omului, mai favorabil conviețuirii sociale. Conduita lui, ciudată, era, de fapt, un protest împotriva luxului celor bogați și implicit împotriva orânduirii sociale care face posibil luxul
cu toate consecințele lui nefaste asupra existenței oamenilor. Într-o formă indirectă, Diogene punea probleme filozofice extrem de importante și complexe. Aceea sensului vieții, a valorilor, a progresului social. La Diogene, intenția protestatară, negarea realității, este manifestată și se exprimă nu prin lucrări teoretice, ci prin atitudini și gesturi. Dar un astfel de nucleu protestatar, o atitudine negativă față de modul de viață al semenilor lor, există chiar și la filozofii cei mai abstracți, cei mai rupți de viață. Filozoful contemporan, Wittgenstein, pare să-și fi îndreptat eforturile exclusiv în direcția cunoașterii adevărului, pentru a găsi răspunsul la întrebări ca ce putem ști, cum putem ști, cât putem ști. Corespondența lui Wittgenstein și însemnările contemporanilor săi oferă însă mărturii elocvente cu privire la faptul că adevărata finalitate a tratatului logico-filozofic, lucrare de căpetenie a filozofului, nu se situează în câmpul pur al logicii, ci în cel al eticii. Această atitudine, cum s-a subliniat și mai sus, poate fi din punctul de vedere al mersului obiectiv al lucrurilor, reacționară, cum este și aceea a lui Diogene, întrucât trădează o concepție subiectivistă despre istorie și reprezintă o critică excesivă și unilaterală a civilizației grecești. Caracterul reacționar sau progresist al acestei atitudini depinde de apartenența de clasă a filozofului, de opțiunile lui politice și așa mai departe. Deocamdată este important să reținem că vocația umanistă, prometeică, demiurgică, sau cum vrem să-i spunem, este tot atât de esențială pentru filozofie ca și vocația ei teoretică, științifică, contemplativă și este indisolubil legată de aceasta, inerentă ei. Se poate chiar afirma că, în general, momentul teoretic al unui sistem filozofic nu este decât încercarea de a legitima, de a da un temei rațional, momentului politico-etic umanist. Evidențierea implicațiilor revoluționare ale filozofiei o realizează Marx încă din primele sale lucrări, scriind că filozofia nu poate fi suprimată decât dacă o înfăptuim. Dar Marx consideră că filozofia se poate înfăptui nu pe calea transformării oamenilor de rând în filozofi, în înțelepți, adică în indivizi care să se conducă în viața lor de toate zilele, exclusiv după normele abstracte ale gândirii și moralei filozofice. Marx a criticat absolutizarea rolului filozofiei ca factor al progresului social, care corespunde unei concepții idealiste despre societate și despre istorie. El a arătat că schimbarea concepției filozofice a oamenilor nu poate duce la schimbarea realității, cum și-au închipuit filozofii dinaintea lui, referindu-se la tinerii hegelieni, mai precis la unul dintre reprezentanții lor, Max Stirner. Marx scrie, el ne povestește că epicurienii propovăduiesc numai o altă atitudine față de lume decât cea propovăduită de stoici, dar noi îl invităm să ne arate vreun filozof nestoic din perioada antică sau modernă, care a făcut altceva decât numai acest lucru. Asta se ce-o întâlneam între ei atunci.
odată cu clarificarea raporturilor dintre filozofie și știință. Au putut fi clarificate și cele din filozofie și religie. În general, vorbind, religia se apropie de filozofie, întrucât urmărește, ca și filozofia, să ofere o imagine globală despre lume și să răspundă aproximativ la aceleași întrebări pe care și le pune omul. Numai că în timp ce filozofia, în general, merge în pas cu știința vremii sale, religia se opune din principiu acesteia, menținându-se în mod constant și dogmatic pe o poziție antiștiințifică. Prin ideile sale despre crearea lumii de către Dumnezeu, nemurirea sufletului și viața de apoi. Există, bineînțeles, și concepții filozofice care încearcă să confere ideologiei religioase temeiuri raționale, să dea misticismului și obscurantismului religios o formă adecvată exigențelor intelectuale propriei filozofiei, dar prin menirea ei fundamentală, filozofia ca și știință se opune religiei, credinței oarbe. Acest lucru l-a subliniat Marx, scriind că profesiunea de credință a lui Prometeu, urăsc pe toți acești zei, este și profesiunea de credință a filozofiei propria ei maximă, îndreptată împotriva tuturor zeilor cerești și pământești. Bun. În timp ce științele evoluează, integrând rezultatele obținute în sinteze teoretice, tot mai cuprinzătoare, scrie Bertrand Russell, istoria filozofiei oferă tabloul unei lupte iraționale, în cadrul căreia fiecare sistem reprezintă sau are pretenția să reprezinte negarea totală a evoluției anterioare. Anton Dumitriu, de la care este împrumutat acest citat, comentându-l, pretinde că părerea lui Russell nu este izolată, că ea reprezintă concluzia la care de mult au ajuns istoricii filozofiei. Și, pentru a-și întări spusele, amintește că încă din anul 1900, la Congresul Internațional de Filozofie de la Paris, Paul Deussen, istoric Deussen, istoric german al filozofiei, afirma următoarele: s-a avansat mult în veacul care se încheie în istoria filozofiei. Au fost puse la contribuție toate mijloacele criticii filologice scrieți, în filozofia greacă, creștină, modernă și acum în urmă, în cea indiană, puncte, puncte. Rezultatul a fost că pe adesea istoria filozofiei s-a prezentat ca un bellum omnium contra omnes, un război al tuturor contra tuturor. Este adevărat că, dacă ne luăm după aparențe și punem accentul, bă, dacă nu citesc bine, mă face cu infrasul interior. Se joacă la vorbele mele și la limba mea cu infrasunete. Se poate face, da? E probă la procesul de la Haga cu așa ceva. Este adevărat că dacă ne luăm după aparențe și punem accentul pe ceea ce deosebește concepțiile filozofice unele de altele, ați văzut ce bine am vorbit și mai devreme, deci poate joc ăștia prin cartier cu infrasunete pe aici. Dar bă, dă-i o vouă, nu-i problemă. Teroristule, 5-6 Hz, acolo e cel mai grav. Cea mai gravă armă de distrugere în masă e arma cu infrasunete, tunuri infrasonice. Acolo lucrează ca aia fac și eu toată viața.
că avem treabă cu terorismul de stat, nu-i problemă. Istoria filozofiei ni se prezintă ca o succesiune de idei și sisteme de idei, nu numai diferite, ci chiar opuse unele altora. Impresia pe care ne-o dă este, într-adevăr, aceea de război al tuturor împotriva tuturor. Întrebarea care se pune însă este dacă această impresie corespunde adevărului, faptelor. Nu cumva istoria filozofiei nu e o adevărată istorie, adică dezvoltarea mai mult sau mai puțin organică a gândirii filozofice, ci doar o succesiune haotică, întâmplătoare de idei și concepții generale despre lume, între care nu există nicio legătură internă decât numai aceea de negație reciprocă. Vedeți ce clar am vorbit acum după ce m-am luat de frate, Costin Scăcadora, de pe vorbele mele. Încă la începutul secolului trecut, Hegel a atras atenția asupra posibilității de a greși dacă exagerăm deosebirile dintre sistemele filozofice care s-au succedat în istoria filozofiei și neglijăm legătura internă dintre ele. Continuitatea gândirii filozofice, gândirii filozofice. Dar cei ce consideră diversitatea au chef slavonisez la flegme, la fraie. Imediat dat filmulețul să vezi ce dau borătura slavă. Tencaero cu flegme futuos, nația, măti să sfut. Dar cei ce consideră diversitatea ca o determinație absolut fixă, scrie el, nu-i cunosc natura dialectică. Diversitatea este în curgere și trebuie concepută în chip esențial, ca supusă mișcării, dezvoltării ca moment trecător. Ideea concretă a filosofiei este activitatea dezvoltării de a scoate în afară diferențele pe care ea le conține în sine. Dar diferențele conțin ideea într-o formă particulară. Ele nu sunt altceva decât diferențele originare ale ideii însăși. Ea este numai prin ele ceea ce ea este. Prin urmare, diferențele îi sunt esențiale. Ele constituie conținutul ideii. Iar diversitatea determinanților care apare aici nu este nedeterminată, ci necesară. Formele se integrează ca formă întreagă. Ele sunt determinațiile ideii originare și imaginile lor formează împreună întregul. Fiecare sistem este constituit dintr-o unică determinație, dar lucrurile nu rămân așa încât diferitele determinații să persiste în a fi unele în afara celorlalte. Trebuie să intervină soarta acestor determinații, care constă tocmai în faptul că ele sunt cuprinse la oaltă și coborâte la rang de momente. Felul în care fiecare dintre ele s-a afirmat pe sine ca ceva de sine stătător este din nou suprimat. După expansiune apare concentrare, unitatea din care ele au ieșit. Aceasta a treia poziție nu poate fi ea însăși, iarăși decât începutul unei dezvoltări ulterioare. Potrivit acestui fel, care singur e demn de a privi istoria filozofiei, ea trebuie lăsată, considerată, ca templul al rațiunii conștiente, de sine însăși. Lăsând la o parte tezele care țin de concepția idealistă despre istorie a lui Hegel, observăm că marele filozof german formulează aici ideea justă că istoria filozofiei, considerată în conținutul ei principal, are coerență și consecvență. Este un proces unitar de dezvoltare a gândirii filozofice. Hegel nu înțelege adevăratul sens al luptelor filozofice și absolutizează unitatea de conținut a filozofiei. Diferitele sisteme filozofice din trecut nu reprezintă pentru el nimic altceva decât momente trepte în constituirea unui sistem filozofic unic și definitiv, care nu este altul decât propriul său sistem filozofic idealist. Ludwig Feuerbach va înțelege într-un mod mai corect
mai realist semnificația deosebirilor și luptelor dintre diferitele concepții și sisteme filozofice. Înaintea lui Engels, el a atras atenția asupra importanței deosebite a unei anumite probleme filozofice, în jurul căreia s-au înfruntat din cele mai vechi timpuri creatorii de sisteme filozofice care conferă o unitate de conținut și un sens general istoriei filozofiei. În prelegeri despre esența religiei, el scrie: problema dacă Dumnezeu a creat lumea, problema raportului dintre Dumnezeu și lumea luată în general, este problema raportului dintre spiritual și senzorial, dintre general sau abstract și real, dintre gen și individ. De aceea, una dintre aceste probleme nu poate fi rezolvată fără cealaltă, căci Dumnezeu nu este nimic altceva decât totalitatea noțiunilor generice. Eu observ totuși că această problemă aparține celor mai importante și totodată celor mai grele probleme ale cunoașterii umane și ale filozofiei, ceea ce reiese deja din aceea că întreaga istorie a filozofiei se învârte în fond în jurul acestei probleme. De aceea, din aceea că disputa dintre stoici și epicureici, dintre platonieni și aristotelieni, dintre sceptici și dogmatici, în filozofia veche, dintre nominaliști și realiști, în evul mediu, dintre idealiști și realiști sau empiriști în perioada modernă, se reduce la această problemă. Această problemă este una din cele mai grele, după părerea lui Feuerbach, nu numai pentru că filozofii, mai ales cei din perioada modernă, au sporit la maximum confuzia prin folosirea arbitrară a termenilor, dar și pentru că natura limbajului, a gândirii însăși, care nu poate fi separată nici de cum de limbaj, este astfel încât fiecare cuvânt exprimă ceva general. Și din această cauză, multora nu li se pare că chiar limbajul, deoarece nu ne permite să exprimăm singularul, constituie o demonstrație a nimicniciei, a inconsistenței singularului și senzorialului. Interesant că fiecare cuvânt exprimă ceva general, că așa e. În sfârșit, Feuerbach consideră că rezolvarea acestei probleme este influențată în mod hotărător de deosebirile dintre oameni izvorâte din spiritul, ocupațiile, înclinațiile și temperamentul lor. După cum se vede, Feuerbach pune accentul pe semnificația gnoseologică a problemei fundamentale a filozofiei și nu exprimă suficient de limpede ideea că rezolvarea ei îi împarte pe filozofi în două tabere principale. Aceste limite ale gândirii lui Feuerbach au avut drept consecință încercarea lui de a evita termenul de materialism în autoaprecierea filozofiei sale și de a se delimita de filozofii materialiști. Preluând și dezvoltând ideile lui Feuerbach, Engels va elabora o serie de teze care constituie nucleul materialismului dialectic. În această chestiune, marea problemă fundamentală a oricărei filozofii și îndeosebi a filozofiei moderne, afirmă Engels, este problema raportului dintre gândire și existență. Ca și Feuerbach, Engels subliniază unitatea de conținut dintre problema fundamentală a filozofiei și problema fundamentală a religiei. În ce raport se află Dumnezeu cu lumea. Această unitate se explică prin faptul că rădăcina problemei raportului dintre gândire și existență se află în reprezentările mărginite, izvorâte din ignoranță ale omului din perioada sălbăticiei.
necunoscând alcătuirea corpului său și dependența vieții sale spirituale de aceasta, omul primitiv a pus-o pe aceasta pe seama unui suflet conceput ca o ființă deosebită, care locuiește în trupul lui, dar îl părăsește la moarte. Astfel a fost făcut primul pas în scindarea lumii, în două esențe diferite. Al doilea l-a constituit personificarea forțelor naturii prin dotarea lor cu un suflet, asemănător cu acel al omului și în cele din urmă divinizarea lor. Reprezentările despre zei au devenit cu timpul tot mai abstracte. Natura zeilor a fost concepută într-un mod tot mai opus lucrurilor sensibile, materiale, iar numărul lor s-a redus, până când a rămas un singur zeu, o singură divinitate, înzestrată cu toate însușirile esențiale ale predecesorilor ei și purtând de una singură răspunderea pentru crearea și guvernarea lumii. Interesant. Originea îndepărtată a problemei fundamentale a filozofiei în reprezentările omului primitiv despre trup și suflet nu îndreptățește nici de cum dizolvarea ei totală în problema religioasă a existenței lui Dumnezeu ca principiu spiritual. Toată ziua le arăt din astea la slap page. Bun, ce era page? Al lumii materiale. Problema filozofică a raportului dintre gândire și existență, în ciuda înrodirii ei genetice, cu problema de mai sus, are un conținut și temeiuri absolut independente de ea. Tot așa cum filozofia, deși este legată de religie, mai ales prin unele dintre manifestările sale, nu poate fi confundată cu aceasta. Printre temeiurile importante ale problemei fundamentale a filozofiei, mai precis, ale diferitelor moduri de a o soluționa, se numără și particularitățile limbajului, respectiv, ale gândirii semnalate de Feuerbach, dar și multe alte particularități ale procesului cunoașterii, care fac ca problema raportului dintre gândire și existență să fie o problemă reală și dificilă, chiar și pentru omul civilizat, care a depășit de mult ignoranța și incultura omului primitiv. Aceste temeiuri vor fi analizate mai jos. Față de Feuerbach, Engels are meritul de a fi evidențiat mai precis conținutul problemei fundamentale și importanța ei deosebită pentru aprecierea semnificației generale a sistemelor filozofice, pentru determinarea locului lor în dezvoltarea filozofiei și, în sfârșit, pentru înțelegerea conținutului acesteia. Astfel, el arată că raportul dintre existență și conștiință, respectiv dintre natură și gândire, materie și spirit, etc., poate fi considerat sub două aspecte, și anume acela al primordialității. Care dintre cei doi termeni ai raportului este primordial, spiritul sau natura, și acela al cognoscibilității. Poate gândirea să cunoască existența? Există o concordanță între conținutul gândirii și obiectul gândit? Prin urmare, problema fundamentală a filozofiei conține, de fapt, două probleme de maximă importanță pentru orice sistem filozofic, a căror rezolvare, într-un fel sau altul, stă la baza unor discipline atât de importante cum sunt ontologia și gnoseologia. De aici se poate vedea cât de îndreptățită este considerarea problemei raportului dintre existență și conștiință ca problemă fundamentală a filozofiei.
Nu există și nu poate exista un sistem filozofic care să merite acest nume. O concepție generală despre lume care să nu răspundă explicit sau implicit la întrebările formulate mai înainte. În orice caz, creatorii principalilor sisteme de filozofie, Pitagora, Democrit, Platon, Aristotel, Epicur, Toma de Aquino, Bacon, Descartes, Hobbes, Leibniz, Spinoza, Diderot, Hobbes, Hegel, au pus în mod conștient și consecvent aceste probleme în centrul gândirii lor. Excepțiile de la această regulă sunt de cele mai multe ori aparente, sau dacă nu, se datoresc faptului că unii filozofi, puțin la număr, și-au concentrat atenția asupra unor probleme speciale, renunțând la cerința de a construi un sistem cuprinzător. Rezolvarea problemei ontologice, a elementului primordial, în favoarea existenței, a naturii, a materiei, este proprie filozofilor materialiști. Soluția contrară este proprie filozofilor idealiști. Aceste două expresii, idealism și materialism, subliniază Engels, nu însemnau inițial nimic altceva și nici aici nu sunt întrebuințate în alt înțeles. Vom vedea mai jos ce confuzie se naște dacă le atribuim un alt sens. Această precizare a lui Engels are o deosebită însemnătate, întrucât nu numai înaintea lui, dar și după el, și nu numai oameni lipsiți de cultură filozofică, dar și unii dintre cei cultivați, stai că-ți dă, băi, nebunule, stai că-ți dă, prostule, toți morți, la măta să sfârt, mă înțapă în urechi când n-am mai găsit acolo în succes silabă. Băi, nebunule, borătură slavonă, stai să vezi ce te bat dacă te prin prostule, fraierei, futu-ți morții, mătii, cu nația, mătii, să-ți fut, căcăm aș pe măta, pșu, ia de aici, prostule, stai să scrii și aici, pșu, te, dracu, îmi ție, da, mătii, să te duci, de borăție, dracu, cu cine măta te-a adus pe aici, de nespălație, dracului. Bun, mai departe. Pentru filozoful materialist, existența are un caracter primordial, în sensul că natura materială există prin ea însăși, nefiind condiționată de nimic diferit de ea, de niciun principiu nematerial. Existența universului, susțin materialiștii, este fără început și fără sfârșit. El nu a fost creat și nu poate fi distrus, pentru că atât ideea creației, cât și aceea de a distrugerii, luate într-un sens absolut, sunt absurde. Materialiștii afirmă caracterul secundar al conștiinței, nu în sens axiologic, ci în sens ontologic. Cu alte cuvinte, ei nu neagă importanța gândirii și a valorilor spirituale, ci doar ipostazierea acestora, transformarea lor în entități de sine stătătoare, în esențe necondiționate de natură, de om, de viața socială. Esența ideologică a materialismului este bine exprimată de următoarea formulă aparținând lui Feuerbach. Gândirea vine din existență. Existența nu vine din gândire. Materialismul a evoluat de-a lungul timpurilor de la forme inferioare la forme superioare, în strânsă legătură cu dezvoltarea științei și, în ultimă instanță, a practicii sociale. Principalele forme sau etape ale dezvoltării materialismului sunt reprezentate de materialismul antic, apreciat de Engels ca un materialism naiv, elementar, materialismul mecanicist și metafizic din secolul XVIII, legat de dezvoltarea fizicii clasice
și de stadiul analitic, descriptiv, al dezvoltării științei, și materialismul dialectic și istoric, bazat pe dezvoltarea tumultoasă a științei, precum și pe practica revoluționară a clasei muncitoare și a maselor populare din epoca noastră. În opoziție cu materialismul, idealismul, cum arată Engels, răstoarnă lucrurile cu capul în jos și construiește lumea reală din idee, din scheme, năluci sau categorii care există undeva din vecii vecilor, înaintea lumii. Idealismul consideră gândirea, conștiința ca element primordial, în sens ontologic, adică în sensul că, într-un fel sau altul, existența în general presupune, este condiționată de gândire, de spirit, esența idealismului. În fine. Idealismul s-a manifestat în istoria filozofiei sub două forme principale. Idealismul obiectiv sau absolut și idealismul subiectiv. Idealismul obiectiv are ca reprezentanți de seamă pe Platon, pe Toma de Aquino, pe Hegel, iar idealismul subiectiv, cum s-a afirmat și se afirmă mai ales în perioada modernă și contemporană, are ca reprezentanți de seamă pe Berkeley, Hume, Fichte și alții. Idealismul obiectiv se caracterizează prin recunoașterea unei rațiuni universale impersonale, ca principiu al existenței. Esența lui este precis redată de aforismul lui Hegel. Tot ce este real e rațional și tot ce este rațional e real. Idealismul subiectiv nu admite nici o existență, nici materială, nici spirituală, în afară și independent de conștiința umană, sau mai exact, pentru reprezentanții lui, orice existență trebuie să fie definită în termenii trăirilor și actelor subiective ale omului, adică în termeni de senzații, percepții, operații, etc. Esența idealismului subiectiv a fost exprimată limpede de Berkeley prin formula esse est percipi, a fi înseamnă a fi perceput. Da, percepții și viziuni, știți. Atât materialismul, cât și idealismul sunt concepții moniste despre lume, adică concepții care rezolvă problema fundamentală a filozofiei, acordând prioritate unuia dintre cei doi termeni și punând la baza lumii un singur principiu, fie material, fie spiritual. Există însă și concepții filozofice, dualiste, cu alte cuvinte, concepții care nu admit nici prioritatea materiei față de spirit, nici prioritatea spiritului față de materie, ci afirmă coexistența eternă a amândorora și rolul lor egal de principii fundamentale ale realității. Când am citit acum, mi-a dat pe gură să-mi facă gura lui Slavi. Îmi trebuie la Haga ce e acum. A zis că aia. E pentru Haga partea asta, bucata asta de filmuleț. Din rândul acestora fac parte, într-o măsură sau alta, Aristotel, cu concepția lui despre materie și forma, ca principii fundamentale, eterne, ale oricărei existențe concrete, ale oricărei substanțe, Descartes, Spinoza, Kant și alții. Dualismul
nu s-a manifestat frecvent în istoria filozofiei, din cauza dificultăților foarte serioase pe care le întâmpină în explicarea interacțiunii dintre cele două principii de natură diametral opusă. În afară de asta, de regulă, dualismul se dizolvă în cele din urmă în idealism, căci pentru a ieși din încurcătură, din dificultatea menționată mai înainte, el acordă supremație principiului spiritual. În fiecare sistem dualist, și mai ales în cel kantian, observă Hegel, neajunsul principal se vede în inconsistența lui, în aceea că el reunește ceea ce, cu un minut mai devreme, proclama a fi independent și, prin urmare, imposibil de reunit. Așa, de exemplu, Aristotel recunoaște, e adevărat, că materia este veșnică și tot atât de necesară ca și forma în alcătuirea lucrurilor concrete. Dar la el materia are un caracter pasiv. Ea nu are decât rolul de material, din care forma ca principiu activ produce lumea așa cum este ea efectiv. Așadar, Aristotel nu reușește să păstreze un echilibru perfect între cele două principii, astfel încât concepția lui să merite fără rezerve titlul de dualism. Cam la fel se petrec lucrurile cu Descartes, la care mai presus de res extensa materia și res cogitans spiritul, ca principii constitutive ale naturii și omului, se află Dumnezeu, ca sursă a oricărei existențe. Concepția că materia și spiritul ar fi de natură principal deosebită este susținută și astăzi de unii filozofi sau savanți, ca de exemplu cunoscutul epistemolog Karl Popper și numai puțin reputatul neurofiziolog laureat al premiului Nobel J.K. Eccles. Concepția lor a fost combătută la unul din recentele congrese de filozofie, de filozoful canadian Mario Bunge, promotorul unei concepții materialiste proprii, printre concepțiile dualiste contemporane. Poate fi socotită și aceea a filozofului și savantului francez Teilhard de Chardin, care susține că spiritul nu este o însușire a materiei superior organizate, ci o proprietate fundamentală a materiei, a existenței, eternă ca și materia, dar care se manifestă doar la nivelul existenței umane. În aceeași ordine de idei, mai poate fi menționat și eclectismul. În general, prin acest cuvânt se înțelege o concepție formată dintr-un amestec incoerent de elemente împrumutate de la sisteme filozofice ireconciliabile, cum sunt și sistemele materialiste și idealiste. De aceea, eclecticismul este tratat cu dispreț de toți filozofii, inclusiv de materialiștii și de idealiștii consecvenți. O concepție eclectică, în acest sens, a fost concepția lui Düring, criticat de Engels în lucrarea cunoscută. Printre eclectici mai sunt considerați Cicero și filozoful francez din secolul trecut, Cousin. Din considerațiile de mai sus, privind însemnătatea problemei la Haga, mai departe, ați observat faza cum eu am îmbărligat cuvintele să nu pot vorbi cuvântul. Și bucata asta din filmuleț e direct la Haga, e trimit pe slavi cu țiganilor.
Trebuie să forțez mai tare cuvintele ca să pot să-mi desfac mușchii care mi-au forțat să-mi închidă gura atunci când am vorbit. Bun. Partea asta e pentru tribunalul de la Haga. Mai departe. Din considerațiile de mai sus privind însemnătatea problemei, raportului dintre gândire și existență, în construcția sistemelor filozofice, reiese că istoria filozofiei este în esență istoria luptei, a confruntării dintre materialism și idealism. Cum se explică opțiunea unui filozof pentru idealism sau pentru materialism? Cum se explică permanența acestor două tendințe în istoria filozofiei? Două întrebări. Pentru a răspunde la aceste întrebări și la altele asemănătoare ce se mai pot pune, trebuie să ținem seama mai întâi de faptul că, deși idealismul este o concepție falsă despre lume, deci clar și bine vorbesc, da? Și mai devreme mi-a închis gura cu infrasunete din alea. Bun. El nu trebuie confundat cu o eroare banală sau cu o denaturare premeditată a realității. Dimpotrivă, în anumite condiții istorice, el poate căpăta și a căpătat efectiv o aparență de adevăr. Le dau tot muie, că au camere de luat vedere pe aici și mă face și cu infrasunete. În momentul ăsta mă doare genunchiul și mă freacă și păcuri cu infrasunete. Pentru că îmi blochează gura în timp ce citesc. Păi nu ai să sparg gura aia, băi jigărâtule, băi slavonule, băi pămpălăule. Ia de aici, du-te, dracule, putu-s nația, mătii, cu cine măta te-a dus pe aici. Și cu țiganii tăi, cu tot. Dimpotrivă, în anumite condiții istorice, el poate căpăta și a căpătat efectiv o aparență de adevăr. Întemeietorii filozofiei marxiste au subliniat adeseori de pildă faptul că dominația concepțiilor idealiste despre istorie până la apariția materialismului istoric se explică prin aceea că ele corespundeau aparenței, baza obiectivă a formării ideilor și a rolului lor activ în societate, fiindu-le necunoscută, rămânându-le ascunsă. Nu numai protagoniști, știi, au început iar să ia drumul la căcaturile alea cu infrasunete, să-mi schimbe tiparul de vorbe. Dar nu mai e problemă că vă rezolv eu, proștilor. Handicapaților, oricum la Haga ne vedem nenorociți, becului, bolnavilor, handicapaților. Vă dau eu, proștilor, du-te, dracule, băi, prostule. De acum mă face să mă doare genunchiul stâng. Du-te, bă, în pis, da, mătii de jegos, de slavon, cu cine măta te aduci pe aici. Mai bine du-te, morții, mătii și vezi de capitalism, că te dau jos de la putere, bă, tâmpitule. Că de-aia citesc din carte toată ziua, să vă dau capitalismul jos de la putere. Tu, bă, națiile în gât cu țiganii voștri. Eu de aici, du-te, dracu, în pis, da, mătii. Le scui pe exact camera de la vedere pe care mi-a pus-o prin casă pe aici. Tempis, da, mătii, ia de aici, prostule, du-te, dracului, să te duci futuți morții, mătii, să-ți fut de jec de slavon împreună cu țiganii tăi cu tot. Bă, când pun filmulețul ăsta pe internet, trimiteți-l la slavi cu tot ce am zis pe aici și așa și ziceți-le că le dau și o muie când îi prind, le dau omorul, deși din astea. Bun, mai departe. Nu numai protagoniștii Revoluției franceze din 1879, dar nici chiar unii dintre cercetătorii de mai târziu a acestui eveniment istoric nu și-au putut da seama că mișcarea ideologică ce a precedat cu decenii transformările politice, răsturnarea monarhiei absolute, decapitarea regelui, etc., a fost determinată în mod obiectiv de procese economice, dezvoltarea capitalismului și ascensiunea burgheziei. În aceste condiții, convingerea că revoluția a fost provocată de ideile apărute în perioada premergătoare apărea ca fiind pe deplin întemeiată, ca o convingere rațională, corespunzătoare adevărului. Nici pentru materialiști, nici pentru idealiști, concepția despre lume nu este un dat al contemplației, al intuiției nemijlocite, ci rezultatul unui proces complex de gândire,
sau, cum spun epistemiologii, un construct. Impresia de adevăr pe care un astfel de construct o produce este sporită de coerența sa logică, internă și de prezența în sânul lui a unor probleme reale sau chiar a unor soluții parțial juste. Adeseori, în cadrul concepțiilor idealiste, au fost puse și rezolvate într-o măsură sau alta probleme filozofice importante, iar unele dintre aceste concepții au fost superioare concepțiilor materialiste, în sensul că au fost mai profunde, mai aproape de realitate decât concepțiile materialiste anterioare sau contemporane lor. Când au zis că mă face cu infrasunele pe gură. Înregistrați-mi cuvintele, oricum îmi registrez și eu, și să vedeți că nu e natural chestia aia pe acolo așa. E nenaturalul ăla și ăsta e în procesul de la Haga, va fi și, îmi dă pe creier și chiar și ideea să mi se ducă, tot cu infrasunete. În procesul de la Haga o să folosesc filmulețele astea, pentru că mi se aude vocea. Dom'le, nu e naturalul, e ceva care nu e naturalul ăla lui. E un nenatural în cum vorbești și cum se desfășoară tipicul de ceva la limbă. Și ăsta va fi infrasunet, e armă de distrugere în masă și veți da de dracu cu figura asta. Și îmi convine figura. Și bucata asta de aici să fie luată în considerare tot la procesul de la Haga. Plus toate alte problematici de vorbire la mine cum se întâmplă. Și vă și spun în mod real ce și de ce se întâmplă. Că îmi strânge pe aici mușchii pe la gură, da? Și nu mai pot să vorbesc. Și chestii din alea. Aia e ideea, da? Că de aia le dau muie tot timpul. Nici o problemă, că nu îmi strică mie filmulețele. Că filmulețele astea sunt anticapitaliste, evident. Și mă bat cu capitalismul de ani de zile la greu. Adică ne batem de moarte. Nu e nicio problemă că mai îmi strică filmulețul. Dacă e filmulețul, mai și tai în bucățele și țin din el ce vreau eu. Orice ar fi, tot îmi iese filmulețele, nu-i problemă. Proștilor, trimiteți-le bă la slavii voștri și la cotrocenii voștri figuri din astea. Mâncam iar pula de proștii dracului, capitaliști, borâți, vă prind eu dacă câștig alegerile, ați dat-o dracu, că vă omor. E și dreptul meu așa că șustă, dar n-am nevoie de drepturi. Dacă am câștigat alegerile, v-am dat omorul, că dreptatea e la mine, după aia. Nu la tine, bă, javră capitalistă. Bun, deci cam asta e cu materialismul din dialectic. V-am tot citit pe aici, că deja am 2 ore și e mult de citit. Cartea săracă are aproape 400 de pagini, chiar și materialismul dialectic. Are mai multe capitole, sunt capitole aranjate. În capitolul 2, apariția marxismului, o revoluție în filozofie. Capitolul 3, concepția materialist dialectică despre materie. E capitolul 4, conexiunea universală, sistemicitatea existenței. La capitolul 5, determinismul. Capitolul 6, dialectica devenirii. Capitolul 7, fenomenul conștiinței. După care partea a doua. Capitolul 8, obiectul și problematica teoriei cunoașterii. Capitolul 9, dialectica concretului și abstractului, a empiricului și teoreticului în cunoașterea științifică. Capitolul 10, teoria adevărului. Și capitolul 11, dialectica formării istorice, a cunoașterii și a progresului științific. Deci eu v-am citit un pic ca să nu vi se facă frică de asemenea cărți. Că sunt cărți foarte concrete. Inclusiv materialismul ăsta dialectic e cea mai înaltă formă de filozofie din ziua de azi, care tiparul mai obiectiv, pe lucruri obiective, așa o fi. Dar e cea mai înaltă filozofie în sine ei. Și trebuie lipită întotdeauna de abstractizarea asta științifică, de care v-am spus chiar la începutul filmulețului, pentru că e nevoie, domne, la problematica asta de logică, a societății, a legilor fizice, a legilor naturii. E nevoie de, și de o filozofie de abstractizări.
ca să poți să te întinzi mai mult cu logica asta naturii, nu doar cu experiment, cu observație și cu gândirea, abstractizarea științifică, așa spun. Că vorbește abstract, gândește abstract, dar e științific, ca să aibă legătură și cu logica și cu tot constructul natural și tot constructul societal, dacă vorbim de societate, ca să nu faceți diferite teorii care nu corespund cu realitatea. No, și în ultimul rând, vă recitesc încă o dată, după ce am tot citit și din materialismul ăsta dialectic, încă o dată ce abstracția științifică și caracterul ei materialist dialectic. Da? Deci trebuie să citiți și cartea de materialism dialectic, să faceți abstractizări. Sarcina economiei politice. E vorba de economie politică acum, da? De științele naturii. Constă în a trece, dincolo de suprafață și diversitatea formelor de manifestare a fenomenelor economice, de a dezvălui ceea ce este trainic și stabil în fenomene, esența și legăturile lor, mișcarea lor internă și așa mai departe. Pentru aceasta însă, economistul nu se poate folosi ca de pildă cercetătorii din tărâmul chimiei sau fizicii de mijloace de laborator. El este nevoit să apeleze la forța abstracției științifice. Abstracția științifică reprezintă eliminarea, înlăturarea în procesul studierii fenomenelor sau du-te, dracu, un pis de-a, mă, tine umblă la limbă să nu pot să citesc, du-te, putu-s Dumnezei, mă, tine de-a jigărăție, dracului. Încă o dată. Abstracția științifică reprezintă eliminarea, înlăturarea în procesul studierii fenomenelor sau proceselor economice a ceea ce este secundar, neesențial, accidental și separarea însoțită de generalizarea mentală a celor mai esențiale trăsături, proprii masei de fenomene studiate. Ați văzut că e așa cum am zis eu, îmi făcea limba? Ai văzut că le-am dat flegme, o stins căcaturile alea de pe mine. E probă în instanță la tribunalul de la Haga. Bun. Abstracția reprezintă reflectarea în conștiința omului a relațiilor economice reale, fapt în care constă caracterul materialist al abstracției. Abstracțiile științifice, care exprimă o latură sau alta a relațiilor de producție, se numesc categorii economice. Categoriile economice constituie așadar expresia teoretică a relațiilor de producție. Astfel de categorii în societatea capitalistă sunt de pildă marfa, valoarea banii, salariu ca valoare, respectiv preț al forței de muncă, capitalul, profitul, etc. Ca și relațiile economice pe care le exprimă, categoriile economice au un caracter istoric. Fiecare sistem economic are propriul său sistem de categorii economice, care evoluează odată cu acesta. Abstracția științifică are un caracter dialectic. Metoda dialectică privește diferitele laturi ale relațiilor de producție exprimate în categoriile economice, nu ca independente unele de altele, ci în legătură, în conexiunea lor internă. De aceea, în cercetarea și expunerea categoriilor economice, trebuie să ne conducem după legătura lor internă. Aceasta înseamnă totodată că a. studierea categoriilor economice trebuie făcută ținând seama de apariția, dezvoltarea, pierirea și succesiunea lor. B. Dezvoltarea se face de la simplu la complex, de la inferior la superior. C. Forța motrice a dezvoltării, care provoacă trecerea de la inferior la superior, o constituie lupta contrarilor, contradicțiile interne ale fenomenelor. Mai departe spune rolul analizei și sintezei, ce am făcut ieri. S-a arătat rolul abstracției în cunoașterea esenței fenomenelor. Procesul abstractizării științifice presupune însă mijloace determinate de cunoaștere a fenomenelor. În plus, trebuie ținut seama de faptul că numai utilizarea abstractizării nu este suficientă pentru cunoașterea științifică a fenomenelor economice.
Pentru a înțelege esența fenomenelor economice, trebuie ca fiecare fenomen să fie supus unei descompuneri, unei disecări în elementele sale simple. Iar fiecare din acestea să fie supus unei cercetări amănunțite pentru a se stabili natura, rolul și însemnătatea sa ca parte necesară a întregului. Aceasta este analiza. Analiza, scrie Marx, este premisa necesară a expunerii genetice, a înțelegerii procesului real de dezvoltare în diferitele ei faze, lui faze. Așa, de pildă, pentru a înțelege producția, analiza ne-a ajutat să o despicăm în părțile ei componente, forțe și relații de producție, apoi să disecăm elementele componente ale forțelor de producție și cele ale relațiilor de producție. Trebuie subliniat că numai cunoașterea acestor elemente nu ne oferă încă înțelegerea unui anumit mod de producție, căci fiecare din aceste elemente în sine constituie o abstracție. Ca urmare, deși analiza are o foarte mare importanță, ea nu e suficientă, ci trebuie completată cu sinteză. Cu alte cuvinte, după efectuarea analizei, elementele analizate trebuie din nou unite în întreg, stabilite legăturile interne între ele, între elementele întregului, dezvăluită legea dezvoltării întregului și implicit a părților sale componente. Analiza și sinteza nu sunt două moduri independente de cercetare, ci ele decurg una din alta și se condiționează reciproc. De aceea Marx le utilizează împreună, după care vine inducția și deducția logică, ceea care vă tot citesc, da? Apoi vine raportul dintre logic și istoric în economia politică, după care necesitatea obiectivă a unității analizei economice calitative și cantitative. Și mai vine experimentul economic. Astea sunt la cursorul meu, care vreau să-l fac în soft, lucrurile de bază. Da? Azi v-am citit abstracția științifică, aveți abstracție științifică și materialismul ăsta dialectic, ce o să vă ajute filozofia asta dialectică, să faceți abstractizările foarte bine pentru a putea să puneți în soft lucrurile cât mai corespunzător, să nu iasă prost, să le înțelegi bine, să fie puse acolo unde trebuie. Nu e așa ușor, sperăm să iasă, eu încerc să fac, să vedem cât reușesc, că sunt ăștia cu infrasunete pe mine și mă amenință cu moartea continuu cu infrasunete. Ați văzut și azi câte ce probleme mi-au făcut cu citirea pe aici, nu, așa nu pricep războiala și războiul. Ați văzut ce, cât de tare mi-au tot închis vorbele, mi-a stricat limba și toate alea. În fine, asta a fost abstractizarea. Citiți că e cea mai mare filozofie a lumii, materialismul dialectic, asta am tot citit azi. Mâine sper să facem încet, încet să ne apropiem și de societatea capitalistă, dar o vom face în tipar tot așa logic, nu vreau să trec extrem de repede acolo, vreau să facem partea de societăți, toate societățile luate la un loc și înțelese inductiv-deductiv, după care o să ajungem și la societatea marginală capitalistă.